Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că a cerut decontarea cheltuielilor făcute de administrația județeană în sănătate. Am cerut programului operațional regional POR AXA 8 pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate decontarea de cheltuieli pe care le facem noi din banii noștri pe sănătate. 23 de milioane de roni sunt banii pentru ambulatoriu care l-am început și sperăm să avem decontare din partea Comisiei Europene și din urmă pentru alte modernizări care s-au făcut la Spitalul Județean, alte secții, inclusiv UPU, încă 30 de milioane de roni pe care cerem decontare din bani europeni. Pentru anul 2019, președintele Consiliului Județean Suceava a declarat că cea mai importantă lucrare este realizarea pasajului subteran de la spital. Vreau să știți că ne pregătim pentru construcția pasajului subteran modern între cele două spitale. Și dacă n-am primit acești bani de la Comisia Europeană, tot o să alocăm resurse. Am cerut managerului spitalului și echipei tehnice să dea drumul la proiect pentru că obligatoriu modernizarea celor două corpuri de spital ne fac să grăbim legătura subterană. Președintele Flutur a vorbit și despre spitalul de copii, dar și despre helioport și parc. De asemenea, lucrăm în momentul de față la proiectul pentru un spital de copii, un spital nou. Am cerut aprobarea Ministerului Sănătății, am cerut bani de la Compania Națională de Investiții, iar ieri am primit de la Banca Mondială o ofertă unde în colaborare cu Comisia Europeană ar fi posibilități din nou de finanțare. Am făcut studiile pentru ca anul viitor să începem supraetajarea corpului D a spitalului nou și 4 săli de bloc operator. Am finalizat documentația pentru un ambulatoriu la secția de boli infecțioase, pentru că trebuie un ambulatoriu separat făcut pentru această secție. Studiul pentru helioport este finalizat și aici anul viitor intrăm în linie dreaptă cu executarea acestui proiect. Un parc, amenajarea parcului de la spital, că nu arată în regulă, a rămas în urmă cu parcul. Am semnat contractul cu ANL-ul pentru blocul de locuințe, 30 de locuințe pentru medici în curtea spitalului vechi. Administrația județeană are în proiectare pentru anul 2019 un compartiment pentru arși, dar și cantina-restaurant. Pentru 2019 pregătim un compartiment de chirurgie plastică și arși, o noutate pentru zona noastră. Din păcate, viața arată că avem nevoie de așa ceva. Și sigur, un scintigraf ne-am propus pentru anul viitor să procurăm. Este foarte important pentru Spitalul Județean scintigraful și avem două variante. Am depus documentație și pe programul operațional comun cu Ucraina pe transfrontalier și vom pune și bani de la Consiliul Județean. Cantina restaurant o pregătim de asemenea pentru personal și pentru aparținători. E vorba de supraînălțarea corpului E de la Spitalul Județean. După cum vedeți, sunt proiecte curajoase. Multe dintre ele sunt în derulare. Unele le pregătim pentru perioada care urmează.